Bună seara! Excelențele voastre, stimați organizatori și parteneri, doamnelor și domnilor, Muzeul Național de Artă Timișoara și instituția tutelară, Consiliul Județean Timiș, se bucură de șansa acestei expoziții internaționale organizate sub umbrela Bienalei Art Encounters, ediția 2021. Într-un an în care Timișoara trebuia să fie capitala europeană a culturii, Muzeul Național de Artă Timișoara se alătură, în calitate de coorganizator Fundației Triade, în acest demers de mare deschidere culturală, susținând efortul de a da noi dimensiuni evenimentelor culturale din Timișoara, care să pregătească Timișoara pentru anul 2023 în context european favorabil, insolit. Astăzi este o zi ploioasă, grevată de incertitudinile viitoarelor restricții inspirate de pandemie, de teamă, de necunoaștere. Zgribuliți și derutați, descoperim cum o aripă secretă, uriașă, protectoare și complexă, ca un labirint, ne taie calea și promite să coloreze clipa în nuanțele vii ale poeziei, dialogului literatură, arte vizuale, expresii artistice multiple. Deschidem aici și acum această aripă în care se regăsesc 32 de artiști de reputație internațională cu peste 100 de lucrări, într-o selecție și un curatoriat de excepție, realizat de reputata doamnă Maria Ruzbojan și de un la fel de cunoscut poet, eseist și jurnalist, domnul Bogdan Ghiu. Să fie o simplă întâmplare? Nici de cum. Căci întreaga expoziție este o punere în scenă a unui inedit dialog al artelor vizuale cu literatura, cu poeticul și poezisul din lăuntul cuvântului și al imaginii, cu imaginea pe care o creează cuvântul și, desigur, cuvintele nerostite din metabolismul culorii, din alăturarea ceramicii cu fotografia și colajul și a literei scrise cu sculptura, desenul și pictura. Cu alte cuvinte, avem aici o promisiune de salvare ce vine din partea a ceea ce nu e încă exprimat, ci așteaptă să ne aflăm salvarea din cotidian, din reducționismul accelerației, din lipsa de sens și de expresie. Sensul, mesajul, nu vine de primă dată, ci dincolo de aer, de simboluri, de ușile întredeschise, din simbioza stilurilor și a generațiilor de artiști, din tumultul detaliilor ce se ciocnesc de golul din jurul lor și mai ales al nostru. Aripa secretă este în noi, în fiecare, acolo unde păstrăm sub 7 peceți jurnalul temerilor, al umbrelor, al semnificațiilor reale, ale ferestrelor ce se profilează. Dar asemeni sufletului imersat în trup și rochilor de mireasă imaginate de Landau, aripa noastră a fost cufundată în Marea Moartă, îmbrăcându-se în cristale grele de sare și minerale prozaice. Să-i deschidem așadar spațiul și sufletul să poată cuprinde nerostitul, să iasă din izolarea tiparelor, spre a putea contempla zborul aripii secrete al celuilalt noi al nostru, our other us. În continuare, aș dori să-i dau cuvântul excelenței sale, domnului Rolf van Es, ambasadorul regatului Țărilor de Jos, care ne onorează cu prezența sa la acest eveniment. Vă mulțumesc! Good evening, ladies and gentlemen. As you can imagine, as ambassador of the Netherlands to Romania, I'm very pleased to be here at the opening of the exhibition Aripa Secreta, Secret Annex at Timișoara's National Museum of Art. It was Maria Ruzbojan, the very active and well-connected curator, which approached me a couple of days to be here and to be part of the opening. And I can add to that that as embassy we've also, let's say, supported the exhibition in a moderate way financially. But the key message I have here for you today is that what is offered here, actually at the time of the pandemic, is an amazing collection of modern art. It comprises paintings, sculptures, photography, all of amazing quality, and I invite the Romanian audience to come and see it. Thank you very much and good evening. Bună seara, vă spun și eu, sunt Sorina Ieța, președinta Fundației Triade și, în primul rând, sunt fericită că sunt a treia oară în colaborare cu Muzeul Național de Artă Timișoara, în alăturarea dragei și foarte apreciatei curatoare Maria Ruzbojan. Împreună cu Maria Ruzbojan am plecat de la spaimele pe care Magdalena Bacanović le întrupa în lucrările sale acum 3 ani, ca să ajungem acum aici în această oază de
de secretă, ca să repetăm cuvântul care formează titlul expoziției și care ne poate regenera. Nu voi face decât să mulțumesc pentru găzduirea în Muzeul Național de Artă și să le mulțumesc dragilor mei colaboratori, curatorii Maria Ruzbojan și Bogdan Ghiu, a căror colaborare a făcut ca artele să-și găsească rădăcinile, acolo unde vizualul și poeticul se întâlnesc, undeva în adâncul generator de creativitate și de poeticitate, acolo unde, de unde resursele se pot escava și scoate la lumină spre alte noi orizonturi, chiar în vremuri din acestea tulburi pe care noi le trăim acum. O las pe Maria Ruzbojan să continue și să prezinte vizualul acestei expoziții și apoi pe Bogdan Ghiu să își alăture latura secretă a poeziei, așa cum se întâlnesc ele și cum se logodesc ele în această expoziție. Vă mulțumesc foarte mult, dragi curatori, pentru că ați dat strălucire acestui spațiu și l-ați făcut să vibreze de tot ceea ce creativitatea poate să creeze mai bun în noi. Mulțumesc! Your Excellency, Ambassador, domnule director Petcu, dragă Sorina, dragă Ovidiu Șandor, dragă Bogdan Ghiu, sunt extrem de onorată să fiu aici în această seară și să prezint o expoziție care este foarte aproape de sufletul meu. Împreună cu Bogdan Ghiu, noi am colaborat îndelung, noi suntem acum la a treia colaborare, dar niciodată nu am curatoriat ceva împreună, iar acum i-am aruncat mănușa lui Bogdan în a găsi un concept potrivit pentru o expoziție care să ne facă, în primul rând, nouă plăcere. Pentru că noi facem parte dintr-o generație care am trăit atât în comunism și am asumat toată tranziția, ori această pandemie am resimțit-o ca un fel de alt fel de revoluție pe care noi am fost martorii ei. Ori în acest context am considerat că cel mai potrivit este să facem un discurs despre rolul poeziei în viața noastră și poezia ca și discurs vizual și invers, discursul vizual ca și poezie. Ori în acest sens, Bogdan a fost esențial pentru că, pe lângă faptul că este unul dintre cei mai importanți poeți ai generației 80 din România, este și un suflet extrem de sensibil cu care eu am rezonat extraordinar și această expoziție este rezultatul unor lungi telefoane, a unor lungi e-mail-uri, a unor discuții și gesticulări și, mă rog, foarte multă poveste și eu cred că ceea ce vedeți dumneavoastră aici, în această expoziție, este de fapt o selecție foarte subiectivă pe care ne-o asumăm pentru că am dorit ca și artiștii să intre în rezonanță unii cu alții și întreg parcursul expozițional să fie văzut ca un amplu poem. Un poem care să ne ajute, să ne încurajeze și să ne facă plăcere sufletului nostru care a fost destul de frământat în acești doi ani și ca urmare și acest vernisaj se întâmplă într-un format destul de hibrid, dar suntem foarte recunoscători muzeului și în general și autorităților că ne-au permis totuși să deschidem expoziția în această seară. Selecția de artiști include lucrări din colecții extrem de importante olandeze,
Fără această colaborare cu acești colecționari de prim nivel din țara mea de adopție, probabil că artiști ca și Marlène Dumas sau Sophie Kahl, care este aici în spatele meu, sau Vivian Sassen sau René Daniels și atâția alții, nu ar fi avut, adică este pentru prima dată când sunt prezentați în România. E important ca să spun că artiștii de această talie este foarte greu ca să-i aduci și să-i convingi să facă expoziții retrospective, pentru că nu există fonduri suficient de mari pentru a acoperi aceste costuri. Ori acești colecționari din Olanda au fost extrem de generoși în a-mi încredința aceste lucrări pentru a le arăta prima dată publicului din România. Nu pot decât să mulțumesc celor care ne-au susținut în acest demers. În primul rând, Ambasada Olandei, care, așa cum am menționat, Olanda este țara mea de adopție, întrucât eu sunt și cetățean olandez, și Fundației European Artist de la Londra, care sunt partenerii mei deja tradiționali. Este a treia expoziție la Muzeul din Timișoara pe care ei o finanțează. Centrul de proiecte din Timișoara, care a înțeles importanța acestui eveniment, AFCN, Administrația Fondului Cultural Național, și aici vreau să-i mulțumesc personal Irinei Cios pentru ideile vizionare și pentru modul excepțional în care ea știe să coordoneze finanțările culturale din România. Munca ei este extraordinar de importantă pentru sectorul nostru. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc acestor artiști care au agreat, o parte dintre ei nu mai sunt în viață, dar cei care au fost invitați și care sunt artiști ca și Vivian Sassen sau alții, mă scuzați, apă și m-am răgușit. Deci, artiștilor prezenți în această expoziție și celor care au făcut efortul de a veni alături de noi, celor trei maestri ai școlilor de pictură din Cluj și Timișoara, maestrului Corneliu Brudașcu, domnului Zbârciu și profesorului Flondor, un eminent profesor și un excepțional pictor. Și nu pot decât să mulțumesc Irinei, Sorinei și Fundației Triade și lui Andrei Ieța pentru ospitalitatea formidabilă și pentru prietenia lor, pentru că, până la urmă, expoziția Aripa Secretă este rodul unei prietenii și este nu numai prietenia cu Bogdan Ghiu, dar și prietenia cu Sorina Ieța și faptul că m-am îndrăgostit de Timișoara și acest muzeu reprezintă pentru mine un reper absolut pe harta mea sufletească. Aș vrea să îl las pe Bogdan Ghiu să vorbească despre concept, pentru că îi aparține și mă bucur foarte tare că a insistat ca să o onorăm pe buna noastră prietenă, Mariana Marin, pe care am cunoscut-o și eu, deși eram foarte tânără, în anii 80. Mariana Marin a lăsat pentru posteritate o scriere formidabilă, volumul Aripa Secretă, și acest volum nu numai că ne-a inspirat, dar a reprezentat într-un fel și un mod de a crea o punte peste timp, dar și peste țări, deoarece vorbim despre Anne Frank și relația, modul în care jurnalul Anne Frank a fost interpretat de cea mai mare poetă a generației 80 din România. Bogdane, îți dau cuvântul, cred că
tu vei putea mai bine să spui. Da. Mă pot așeza unde vreau, mi s-a spus. Da. Și o să schimb puțin unghiul cu voia dumneavoastră. Pe măsură ce prezint oficial deja de azi această extraordinară expoziție, sunt tot mai emoționat și îmi vine să vorbesc despre cei care nu mai sunt. M-am așezat aici pentru că putem vedea o scriitură indeștifrabilă. Poeții scriu indeștifrabil pentru că uneori trebuie să se ascundă. Despre asta vorbim, Aripa Secretă, acest volum al, trebuie să spun, Mariana Marin, Madi, cum îi spuneam noi, mi-e și greu să-i spun numele, că Ion Stratan era Nino, morții mei, apropie, sunt frații mei. Am debutat odată cu Mariana Marin într-un volum devenit între timp istoric, un manifest al generației 80, a fost unul cu Mircea Cărtărescu, Traian Tecoșovei, Ion Stratan și Florin Iaru, care s-a numit Aia cu Diamante, în primăvara anului 1982. În toana anului 1982 a apărut volumul 5, în care am eu, că toți sunt aici, Mariana Marin, care nu mai e, dar o vom face, iată, încercăm să o facem o prezență pneumatică, spirituală, Alexandru Mușina, nici el nu mai este printre noi, Ion Bogdan Leptea și Romulus Bucur. Gluma mea proastă pe care o spun de obicei, ca la tenis, 3 din 5 mai suntem în viață. Mariana Marin părea mult mai tragică decât era, a rămas în memorie, era o ființă veselă care ar fi vrut să fie plină de optimism în ciuda epocii. Criticii mai noi o descoperă ca atare, iar ideea de a da acest titlu aceste expoziții la insistențele, la căutările, la ce voia, pentru că motorul prim este al Mariei Rus Bojan, ea voia o expoziție cam așa, cam să fie poetică, să fie pe interioritate, să fie pe anii 80, mai tinerețea noastră. Și am zis, Aripa Secretă. Aripa Secretă face această legătură între o arhitectură normală în care scria, iată, cum apare și Amsterdamul, nu numai prin colecții, Anne Frank, într-o aripă secretă a unei case, ceea ce nu a... Ea trăia prin scris, de fapt. Asta făceam și noi până în 90. Era o fată tânără, cum eram și noi, chiar mai tânără decât noi, eram foarte tineri, și trăiam prin scris fiind locked down, cu toții deja. Am mai trăit un lockdown politic impus. Ăsta e și politic, e și natural, nu știm cum e până la urmă, dar îl trăim cu toții. Și atunci ea s-a transpus într-o altă dictatură anterioară, într-o ocupație totalitară. Trebuie spus că volumul acela a făcut, ca și volumul meu de debut din 1989, obiectul unei cenzuri paradoxale. Ca să preîntâmpine cenzura comunistă care tăia, de obicei cenzura taie, oprește, interzice. Redactorii noștri de carte, care la rândul lor erau, eu am avut același redactor de carte cu al acestui volum Aripa Secretă al Marianei Marin, care era un mare poet român, Florin Mugur, la Cartea Românească. Și el practica, ca să înșele dictatura, cenzura, așa numită, ceea ce eu am numit cenzură, nu prin tăiere, ci prin adăugare. Și atunci o punea pe Madi, a pus-o în volum să povestească în titlu. Devenea totul mult mai explicit ca cenzorul să creadă că înțelege despre ce este vorba, că nu-i vorba despre prezent, este vorba despre ocupația nazistă și că nimic n-ai de-a face cu prezentul, cât se putea acoperi mesajul. În cazul meu scriam poeme scurte și cumva nu știau de unde treceau așa prin cameră și el mi le adăuga, le făcea poeme de dragoste. Ca să vedeți, arte politice ale literaturii. Și spunea, dragostea mea la sfârșit, domnul Ghiu, adăugați, devine un poem de dragoste și apare. Am restituit când mi-am reeditat acum de curând opera și am zis, asta a fost adăugire. Ai o poveste din anii 80. Iar speculația mea, conceptul meu poetic, pentru că poezia trebuie reactivată ca mod de gândire, ca mod de cunoaștere. Poezia nu este doar o artă decorativă. Nici o artă nu este doar decorativă. Poeții și artiștii au proiecte de lume. Noi, teoria mea profund poetică, dacă tot e să spun, este că noi, cititorii, facem metafore ca să nu luăm sensul prim al artiștilor, care este groaznic. Pentru că atunci ar trebui să trecem la munte, la muncă și să schimbăm lumea. Artiștii sunt oameni serioși, sunt arhitecți,
care plănuiesc lumea. Și noi atunci metaforizăm și zic, a, ce frumos e. Nu, nu e frumos, e drept. Așa trebuie făcut. Suprarealiștii voiau doar să schimbe avangardele, să schimbe doar formele, ci voiau să schimbe viața. Noi am uitat schimbarea vieții. Menținem doar istoria artei, o dialectică a formelor. Nu, artiștii vor să schimbe viața. Asta trebuie spus, asta voiam și noi. Viața trebuia schimbată, a fost schimbată. Ce a fost schimbat, ne-am reunit. Dar concentrarea din anii 80, din artă, din toate operele astea, este a unei lumi dezbinate, care voia să se elibereze, visa să se reunească, să se reîntâlnească. Voiam să ne cunoaștem cu acești artiști congeneri și nu puteam călători, nu ne puteam întâlni. Și atunci ne imaginam că suntem ca Anne Frank, visam la ei la rândul nostru. Ei la rândul lor. Încep să mă bâlbui de emoție. Emoția vine la urmă, când am plănuit. Și atunci am zis că aceste resurse, aceste opere, cum ne-am zis, care sunt niște arme cu aer comprimat, de aici aripa secretă, aerul care se răspândește și devine suflu, ne impresionează ca un suflu de bombă, am spus dimineața, bombe mici, artizanale, dar care ne emoționează. Oare ce mă presează acum? Păi a dat unul din aripă mai încolo, din aripa care e o operă și am simțit, nu știu de unde îmi vine. Toată expoziția este așa, o felicit, sunt fericit că a ieșit, e cel mai bun omagiu pentru Madi, stăteam în colț înainte de a vorbi și mă gândeam cum ar fi reacționat prietena, sora mea de debut și de poezie, Mariana Mai, sora noastră, întregii generații. Erau puține fete, cum și acum nu suntem, artistele nu sunt neapărat foarte bine reprezentate. Erau ea, Magda Cărneci, de la Cluj, nu era multă lume feminină în poezia română, dar erau foarte bune. Mai e ceva? Madi a făcut o unitate. Noi eram trei mari centre, sau hai să zicem patru centre de poezie activă. Era Bucureștiul, foarte postmodern, bășcălios, ironic, caragialian, postmodern, balcanic. Era Clujul, în frunte cu Ion Mureșan, expresionist, vizionar, moralizant, discursiv. Era Timișoara, în primul rând cu Acțiuni Grupe Banat, foarte direct în politică, și Madi făcea, Mariana mai făcea naveta între toți aceștia. Uneori noi ne certam că arta vie, mai ales între tineri, artiștii de obicei sunt tineri, după cum vedem au dificultăți să-și îmbătrânească, Mariana n-a apucat, Madi n-a apucat, eu încerc, dar de asta mă mișc, evadez, sunt un evadez ca să scap, mă ofer vieți paralele, de fapt, bani, artă, în arhitectură, în diverse alte lucruri. Astea-s vieți paralele ca să nu rămânem prizonieri într-una singură. Și atunci s-au creat resurse până în anii 20 unei lumi oprimate, care astăzi, într-o lume care iarăși își ridică singur, nu vrea să-și pună masca, în felul ăsta ridică un zid. Ridicăm zidul Berlinului din nou noi, voiam să-l dărâmăm. Începem să fim acuzați că menținem pandemia. E un discurs politic occidental despre țările din Est. Ne întoarcem fără să vrem, și nu vreau să fac politică. Dar într-o lume de asta, asemenea resurse de concentrare politică, estetică, morală, ne-ar face bine să fie refolosite. Artele, operele de artă sunt unelte spirituale, aripi secrete. Și cu asta, basta. Vă invit, ne vom mai vedea, vă invit și peste două zile la o plimbare cu vocea Marianei Marin, cu poemele mele pe pereți și de asemenea probabil și la încheierea expoziției voi mai fi prezent. E o expoziție extraordinară care aduce un nemaipomenit omagiu și supraviețuire prietenii mei, Mariana Marin. Vizitați-o!